Dar vedeți și pe dumneavoastră, de porcul dumneavoastră din ogradă și de bunica de la țară. În altă sfinția voastră să-mi spuneți când trebuie, facem revion. Da. Am avut o întrebare pe care oarecum deja ați abordat-o ca răspuns. Ne puteți vorbi despre taina căsătoriei? Despre taina căsătoriei? E o taină, cum o să vorbesc? Fiecare cu taina lui. Bun. Ce vreau să spun, nu vreau să-i râdesc. Doamne, știți cum se vede taina căsătoriei? Am fost eu cu un bun prieten, nu mai e seara cu Dumnezeu să o odihnească, Gabi Petrescu, am fost eu la Înaltea Sfinția Voastră, tehnician numai. 25 de ani am făcut cu el tot grupul pământesc, o minune de om. Și mi-a zis, da, nenon, sor, vii și tu acolo cu mine, mergem la satul popular și pe urmă mergem la biserică. Cum să ne vin? Și e un om modest la locul lui, un tip așa extraordinar, cu soția și tipa de la satul popular cu tricolorul ne zice, bine, asta nu înseamnă că e satul popular. Zice, de bună voie și nu este zis de nimeni, mi-e vreau, da. De bună voie și nu înseamnă, statul păzește și rezolvă familia. Vă rog să vă sărutați soția și să fiți pe aia că am mâncat o banană. Aia nu e taină. Dar e un contract. Contractul prenupțial se face în clipa în care ei e frică de el. Și invers. În caz că fugi din casă, facem un contract în care fugi. Deci, neiu, nu sunt eu. Știți cum zicea un indian deștept? Dom'le, nu e egalitate bărbatului cu femeia. Păi sigur, dar astea sunt chestii care se aranjează juridic, social, că nu să îți bagi de femei și să o ții, nu știu. Nu, 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 nu. Uitați, ce care e problema? Riscul întâlnirii. E un risc. Și riscul acesta dispare din forma lui de risc în taina căsătoriei. În sensul că eu când am fost la Părintele Iustin Pârâu, mi-a zis, mă, dânsul, când te căsătorești, nu e prima asta face de pungi, e mântuirea reciprocă. Și în clipa aia, facând de secundă, am văzut și eu soții care au grijă de soții lor, că bolnavi, că femei care nu-și lasă soții când ajung în, cum să zic, familia aia care ține ani și ani de zi și care acum, sigur, ea este terminată, e amas să merge în parteneriat. Așa că, dacă mergeți în parteneriat, este foarte bine. Vă urăm succesul. Mulțumesc.